Mă numesc Olga Diaconu, sunt membra Asociației Tinerilor Avocați și sunt participantă în cadrul programului Eastern Partnership Civil Society, Civil Society Facility cu proiectul Promovarea Standardelor de Etică în cadrul profesiei juridice. Motivația alegerii acestei teme pentru de proiect pentru a-l implementa în Republica Moldova a fost standardele foarte, foarte joase de etică și deontologie în profesiile juridice, în special mă interesa standardele de etică în profesia de avocat. Din acest motiv am decis să implementăm mai multe activități, să organizăm niște traininguri atât pentru pentru avocați, cât și pentru avocați ca stagiari pe diferite aspecte de etică, inclusiv în cadrul evoluției profesiei juridice pe care o resimțim la momentul de față, cât am organizat și alte traininguri pentru reprezentanții altor profesii juridice, cum ar fi juriști în cadrul instituțiilor publice, funcționari publici, în cadrul instituțiilor private și așa mai departe. Alte activități pe care le-am organizat au fost niște activități pentru avocați, niște traininguri pentru studenții de la drept pe care am încercat la fel să-i inițiem în această temă, să afle mai mult despre standardele de etică și ce presupune, ce responsabilitate și asumă o persoană care pășește pe această cale profesională și niște traininguri pentru liceieni. Am mers în raioanele Hâncești, Ialoveni și în Chișinău și am organizat niște traininguri mai mult axate pe orientare profesională. Pentru, de ce? Pentru că majoritatea elevilor care decid să dea la facultatea de drept nu știu de fapt ce se mănâncă această profesie, nu știu în ce responsabilitate și asumă până la urmă și ce vor face după ce vor finaliza facultatea. Considerăm că în felul acesta, prin promovarea acestor standarde de etică, sperăm să ajungem la situația în care avocații nu vor fi discriminați, pentru că resimțim din plin această situație pe pielea noastră. Este afectată independența avocaților și fiind afectate multe alte drepturi ale avocaților, aceasta se răsfrânge și asupra drepturilor clienților lor. Și în final sperăm că va avea de câștigat și imaginea avocaților în societate. Sperăm. Ce vă ocupați? Avocat stagiar. Sunt avocat stagiar la momentul de față. În curând sper să iau licența de avocat. Mersi.